Pe dealurile din apropierea Clujului cresc struguri ce se transformă în fiecare toamnă în vin comparabil cu cel produs în Franța sau Austria. Vechea via unei stațiuni de cercetări agricole s-a transformat în mai puțin de 10 ani într-o podgorie tânără de unde se produc anual peste 300.000 de sticle cu vin. Cum a ajuns singura podgorie din județul Cluj să se compare cu marile exploatații viticole din țară și chiar din străinătate? Prin mulți bani investiți, multă muncă și, bineînțeles, creativitate. A fost cale lungă până să ajungem aici. Totul a început în 2011, an în care cei doi investitori români, ca să și menționăm, pentru că multă lume ne întreabă, investitorii sunt români sau nu, da, doi investitori români, cu marea lor pasiune pentru vinuri, s-au decis să investească într-o plantație cu viță de vie. Am găsit aici la Turda o plantație veche, dar din păcate intrată într-un declin fiziologic. Am fost obligați să defrișăm totul, să pregătim terenul și, bineînțeles, să începem căutarea vițelor și toată procedura pentru plantare. Am găsit vițe în Franța, pentru că în 2012 am și plantat primele 33 de hectare. Am plantat 8 soiuri în total, dar în prima fază am plantat Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir, Muscat Otonel și Riesling de Rhin, după cum am spus, vițe cumpărate din Franța. Normal, nu ne-am oprit aici, iar 2 ani mai târziu, în 2014, am mai plantat încă 9 hectare, de această dată Cabernet Sauvignon, Fetească Neagră și Neuburger. De pe 42 de hectare cultivate cu viță de vie, în 2017 au fost produse 286.000 de sticle cu vin, adică 215.000 de litri, iar în acest an producția va depăși 300.000 de sticle. Acum, pe piață există 10 etichete de vin, 2 tipuri pot fi cumpărate și din supermarketuri, iar celelalte 8 tipuri de vin pot fi achiziționate din magazine de specialitate și din restaurante. Vițele de vie au fost achiziționate toate din străinătate. Acum, pasul firesc pe care vor să-l facă cei care se ocupă de cramă este expunerea peste hotare. Sperăm că până la sfârșitul anului vom reuși să trecem și dincolo de granițe. Ce piețe vreți să atacați în afara țării? În prima parte, Anglia. Și pe urmă, restul care vor mai urma. Avem rezultate bune, putem spune chiar foarte bune, am obținut vinuri de calitate, vinuri care au fost și medaliate la concursurile unde s-au trimis probe, deci putem spune că am făcut alegerile potrivite. Din 2012 și până acum, podgoria a crescut frumos, spun cei care dau tot ce pot ca businessul să poată sta la aceeași masă cu producători din străinătate. Eu zic că am evoluat bine, repede și bine, cu multă muncă, dar nu o spunem doar noi, ci o spun și cei care consumă vinurile produse la Crama La Salina.